Bună, dragilor! Azi iarăși am apărut eu. Astăzi vreau să fac la copii döner kebab și vreau să pregătesc o salată de varză. Aici am varză spitz ascuțită, care am să o tremurăm și după aia o pun frec cu sare și o pun la înmuiat. O las să stea puțin. După ce am să condimentez cu zahăr, sare, piper și oțet. Deci o să ia la plouă mare, care e foarte, foarte ascuțit. Dar e foarte, foarte fain. Uitați aici. Am să pun într-un ligian. Ca bar să face atâta miserie. Părul meu stă ca pe antene, cu părul deschis fac azi mâncare. Am vrut să fiu și eu la taină. Nu, dar nu suport azi închis. Iar cuțitul ăsta, că e foarte periculos. E de la marca VMF. Toate cuțitele mele. Și sunt foarte faine. Ok, aceea revin imediat. Și așa cum vedeți, am tăiat-o foarte fain. Sare. Am pus mai înainte, mai am pus la stratul pe jos și acum trebuie să tromâncăm aici cumva. Și o las să se moaie. Să vedem, nu știu cât timp. Între timp vreau să fac un tzatziki și vreau să și pe ăla. Ok, eu mai frământ aici puțin și revin imediat. Și așa am revenit. Aici am un castravete început care am să-l spăl. Îl uscăm bine. Și am să-l răzălesc partea asta. Cred că e prea mică asta. Se una mai mare, mă gândesc. Vedem noi. Am să stricăm prima dată castravetul de apa asta care lasă. Mă gândesc ca să pun într-unul mai mare, că nu prea am loc să amestec. Apar imediat înapoi. Deci asta nu merge, dacă o să amestec mai bine în el, ok? Am aici iaurt grecesc,
3, sau nu, cât e, să vedem cât grăsime are. Creme, că nu văd nimica. Câte grăsime are, că nu văd. Ok. Ah, fet. Egal, mă uit imediat și vă arăt. De ăla mai, mai cremos. Aici un usturoi, un cățel de usturoi care am să-l prinsesc și pe el lungă și mă gândesc să pun puțin mărar, dar nu la toți le place aici în casă mărar, dar mie îmi place foarte mult și așa că o să pun puțin. Am să revin imediat, sunt puțin și revin. Așa că am revenit, îmi tai mărarul, nu-i mult, puțin, care am să-l pun și pe el aici înăuntru. Avem piper. Sare. Puteți să puneți și ulei de măsline, dar eu nu pun. Avem aici destul de grăsime. Le amestecăm bine. Miroase foarte fain. Și ca garnitură la cartofi, foarte bun, indiferent ce faci. Sau cum faci vara un grătar, la garnitură. Cu pâine să-l mănânci foarte, foarte, foarte fain. Îl amestecăm bine, lăsăm să stea și după aia să vedem cum e gustul la sfârșit. Poate trebuie să mai pun puțină sare. Știți că trebuie puțin să se așeze și să se moaie. Eu gust puțin. Puțin sare mai pun. Ok. Și îl pun la rece. Uitați, așa arată. Ups! Cade din frigider. Ok. Și așa, dragilor, uitați, am lăsat-o mai mult de jumătate oră. Îl amestec puțin, așa. Sare nici și mai trebuie să pun că... Cred că e de ajuns. Așa că am pregătit aici oțet. Ulei. Zahăr. Pun cam vreo 3 lingurițe. Și piper. Și am să mă fie chiar așa. Pe aici. S-a lăsat fain și jumătate de bichean. Am să mai pun puțină sare. Da, puțină sare, puțin oțet și piper. Ok. Bună ziua! Hello! Bună ziua, dragilor! Dragilor, genau. Am apărut Emilio. Ne vrem să facem astăzi, vrem să vă arătăm cum facem lipiile. Las mamea oră.
Wir machen Fladenbrot. Ja, Emilio este azi acasă pentru că este bolnav și vrea să mă ajute. Ok, am pregătit aici un pahar jumate de apă călduță, care punem aici în bolul nostru. Du kannst ein bisschen näher rankommen, Emilio. Jumate de pahar de lapte călduț. Machst du ebenfalls da? Super. Da rein im Back. Genau. Mach mal einen Löffel Zucker. O linguriță de zahăr. Das? Ja, mach rein einfach. Genau. Mai punem puțin, că nu prea a fost așa plină. Și jumate de drojdie avem aici proaspătă. Am să le o să pun aici înăuntru, amestecăm bine. Și după aceea punem aproximativ jumate de drojdie. 4 păhărele, cum am avut aici, 4 jumate de făină și sarea o punem împreună cu făină. Acum amestecăm bine. Și lăsăm aluatul jumătate de oră să crească. Zoe, Emilio, voi stați mil? Așa. Ia, ai făcut mult mică. Egal, nici nu-mi telefonieți. Așa, trebuie să fie, este, aluatul o să iese puțin lipicios, 1, 2, 3, 4. Și acum punem și eu o linguriță de sare, așa mai cu vârf. Amestecăm bine. O să întorc camera. Așa, te vreau să vă arăt aluatul cât a crescut de fain. Aici mi-am pregătit făină. Aici așa o ruladă din asta și vreau să îmi pregătesc 6 bucățele. Șase. Și le formăm acum 6 chifle din astea de, cum să zice, mingi, mici. Biluțe, am să spun. Așa. Și astea le lăsăm acum iarăși încă 20 de minute. L-a crescut. A luat-o, cum am spus, l-am lăsat jumătate de oră, l-a crescut. E foarte moale. Și fain. Totuși se mai lipește puțin pământ, dar nu face nimic. Așa. Acoperim cu un prosop, opala, și le lăsăm încă 20 de minute.
Așa, uitați, aici am carne deja gata, preparată, am cumpărat-o eu de la metru. Sunt 2 kg. E deja preparată. N-am mâncat niciodată, dar o să încercăm. Mi-am pregătit o tigaie mare. Lasă pun ulei. Lăsăm să se încingă. Și punem carne. Să vedem cum miroase. Ah, miroase fain. Văd că e toată în ea, ceapă, condimente. E ok. Dar sunt bucăți cam mari până ea. Trebuie să văd că trebuie să le fac puțin mai mici. Că așa bucată mare la gyros nu-i faină. Ok, am să revin. Așa. Am să pun aici cu totul. Wow, e o grămadă. Ok, o lăsăm să fac încet. Era să picați. Așa arată. Ok, așa vedem ce iasă de aici. N-am pus niciodată. Și așa arată cu antretimp, că nu este gata. Mai trebuie să facă. E foarte mult în tigaie. Și așa că ne trebuie puțin timp. Dar arată fain și miroase fain. Sunt curioasă cum iasă. Acum, uite aici, astea care le-am pregătit aici, pituțele, o pregătesc 3 linguri de iaurt, natural. Iogurt. Și așa, ungem. Și punem așa. Facem așa. Genau. Și acum facem așa. Și mai învățăm o dată. Și o punem aici. Ok, vezi că am să-ți umăr. Scos acum primele 3. Uitați cum arată, sunt foarte faine, sunt moi. Le scoateți afară. Eu am pus puțin susan deasupra și pe alea am pus la cuptor. Cam aproximativ între 9 și 10 minute, depinde de cuptorul dumneavoastră. Le-am acoperit cu un prosop de bucătărie după ce le-am scos afară, ca să se moaie, că sunt puțin tari. Și acum uite ce fain este. Și restul nostru, uite așa arată acum virusul. Probabil și aici avem cartofi prăjiți, pomfrit. Și următoarele 3 savuri camera. Ok, revin, este totul gata. Bună seara, dragilor, și bine v-am găsit! Sper să vă placă video-ul care l-a făcut Emma. A fost foarte gustos și bun totul ce a făcut. Și vreau să vă spun în continuare să aveți o seară plăcută și binecuvântată. Vă pupăm cu mult drag din partea mea și a lui Emma, că ea nu mai a avut timp, că a avut un pic de treabă cu copiii și că am rămas așa cu video. Vă pupăm, dragilor! Și vă mulțumim pentru tot.